Da, din nou în direct pentru partea a doua și toată cea finală a emisiunii de astăzi. Președintele României a promulgat legea anti-lene, inițiată de către deputatul sucevean Alexandru Băișanu. Oameni buni, meritorii această inițiativă legislativă, mă bucură faptul că a trecut, mă bucură faptul că e inițiată de un sucevean. Știți care e chestiunea care am văzut știrea asta la nivel central? Spune ceva de... No. Nu. E orice altceva, dar că e inițiată, dar nu spune de deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu. Da. Ceea ce trebuie să știe, deși această lege clar nu se adresează telespectatorilor noștri, dar trebuie să știe așa, cam ce precizează această lege. Persoanele care refuză un loc de muncă nu mai primesc obiectiv. Avem obiectiv? Da. Cumpărăm. Spuneam așa, persoanele care refuză un loc de muncă nu mai primesc bani, iar în plus vor putea să depună din nou un dosar de asistență socială doar după un an. Ceea ce înseamnă că pe toți cei care am văzut abs de muncă și care aveau frezoane pentru a nu merge să muncească, primesc un ajutor substanțial la Parlamentul României și anume pariul cu munca. Consider că a venit momentul ca în România fiecare cetățean să primească venituri în funcție de munca pe care o depune, declară deputatul sucevean. O spun și o repet, o inițiativă cât se poate de sănătoasă sau pentru însănătoșirea climatului din România. Dar doar dacă este și aplicată corect și dusă până la capăt în sensul în care a fost inițiată această lege. Biciclist accidentat mortal de un autoturism care circula regulamentar. Fără șansă, așa spune cel puțin Radu Pașcu în articolul semnat din pagina 5 a monitorului de Suceava. S-a întâmplat la Baia, în urma unei manevre făcute fără a se asigura. Un bărbat de 43 de ani a fost acroșat de un autoturism care circula regulamentar din sens invers. Accidentul s-a produs la prânz. Cetățeanul era cu bicicleta pe drumul județean 209H dinspre Baia spre Cornul Lungi. La un moment dat, bărbatul a efectuat un viraj la stânga, fără să se asigure, pătrunzând pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani din municipiul Fălticeni, care circula regulamentar. În urma impactului puternic dintre cele două vehicule, bărbatul a fost proiectat pe asfalt, fiind grav rănit. Conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,000 miligrame per litru în aer, sau cum e, alcool în aer, recoltându-se apoi probe de sânge la Spitalul Municipal Fălticeni. Poate găsesc ceva, nu? Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal deschis pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă. Acum, nu de puține ori, și văd la cauza morții, traumatism în craniu cerebral sever și stare de comă gradul 3. Cu alte cuvinte, medicii au încercat și la Fălticeni și la Suceava să-l salveze, nu s-a mai putut. S-a stins din viață jurul orei 16, accidentul s-a produs, după cum vă spuneam, la prânz. Problema e că poate dacă ar fi purtat acea cască, ar fi fost tare bine. Da? În mod special pentru cei care circulă cu bicicleta pe drumuri județene, cum e 209H, cred că ar trebui mai multă atenție vis-a-vis de acest accesoriu.
Nu râde nimeni de ei dacă poartă acea cască. Dar acea cască, cu certurne, poate să le salveze viața în anumite cazuri. Manevra descrisă în articol, vă spun sincer că în principiu nu lasă nicio șansă. Adică cam cum e să faci tu la stânga, fix în fața mașinii. Nu știu. Din descrierea accidentului pare așa, înspre inconștiență sau cum o fi. Adică el a făcut la stânga în condițiile care mașina venea din partea aia. Dar ce credeai sau cum? Era o curbă periculoasă, nu venea nimeni, nu vedea nimeni nimic sau cum? E cam complicat. Bună parte din vină o văd în cazul de față, în dreptul biciclistului. Începând de la, repet, purtarea acelui accesoriu deosebit de important, și anume casca, care nu e obligatorie, dar pentru tine ar fi bine să o ai, cel puțin cât circul pe drumurile publice. Iar doi, manevra asta de schimbare direcție de mers fără a te asigura, fără a stabili până la urmă că din partea altă există o prioritate de kilograme în plus, dacă nu de altceva, uite că e cu consecințe dramatice. Spitalul Orășenesc Gura Humorului are un nou director medical. E vorba de medicul dermatolog Marian Filip. Postul a fost la concurs, scos la concurs luna trecută, după ce medicul pediatru Mihaela Dumitrescu a renunțat la această funcție. Singurul candidat a fost doctorul Filip și după promovarea concursului, medicul a semnat și contractul de administrare, care este pe o perioadă de 3 ani. Asta e la Gura Humorului. 40 de noi polițiști care acoperă o cincime din deficit au fost repartizați pentru Suceava. Repartiția este una destul de favorabilă pentru IPJ Suceava față de prima din acest an, când pentru Suceava au fost alocați doar 14 agenți de poliție. În acest ritm, deficitul de oameni ar putea fi acoperit în mare abia în câțiva ani. Da? Deci, 40 de polițiști care acoperă o cincime. Mai rămân 4 cincimi. Câte mă o cincime? O cincime e 20% în cazul de față? Păi dacă rămân 4 cincimi, cam așa, nu? Deci dacă 40 reprezintă 20%, deci nouă ne-ar trebui vreo 200 de polițiști, nu? Așa, grosso modo. Poate mă înșeală pe mine matematica în dimineața asta. Deci nouă ne trebuie 200 de polițiști, dar ne-au dat 40. Mhm. Bun, să nu ne mirăm dacă vedem că se mai întâmplă nu știu ce. Oricum, șeful poliției Vatra Dornei, rămânem tot pe zona asta, e împuternicit adjunct al poliției județene. E vorba de comisarul șef Cătălin Nistor, acesta are 44 de ani, coordonează poliția judiciară și cea economică. Al doilea post de adjunct al inspectorului de poliție județean, al inspectoratului de poliție județean Suceava, a rămas vacant luna trecută, este ocupat de un ofițer de 44 de ani, împuternicit pe o perioadă de 6 luni din postura de șef al poliției municipiului Vatra Dornei. Dar în zona asta, numai pe bază de împuternicire e totul? Da. De ani buni, de zile, de când a fost domnul Todiruț, nu? Deci din momentul ăla, parcă s-a ales praful de... nu avem o conducere, să știu, da, e Cutărescu și are și meritele și știm pe cine să tragem la răspundere când lucrurile nu sunt în regulă. Oricum, despre Cătălin Nistor, în cazul de față, putem spune... ceea ce la rândul lui a spus Florin Paiu în monitorul de Suceava de astăzi, că este un ofițer cu o imagine bună în poliția județeană, care a reușit să-și adjudece prin concurs. Uite asta, da, prin concurs, funcția de adjunct, apoi de comandant al poliției municipiului Vatra Dornei. Ok, și acolo și-a văzut de treabă, având în vedere situația actuală cu majoritatea șefilor împuterniciți la comandă câte 6 luni de zile, cei care s-au înscris la concursuri și l-au promovat sunt destul de puțini. Băi, ori faceți concursurile prea grele, ori, Doamne iartă-mă, că mă pot gândi la altceva. Dar nu-i frumos să te gândești la altceva. Mega acțiune de verificare a obiectivelor de apărare împotriva inundațiilor din județ. Ia, mega acțiune.
Într-un interval de 3 zile, o echipă mixtă extinsă a instituțiilor reabilitate din țară analizează stadiul intervențiilor la investițiile în derulare, cât și starea construcțiilor hidrotehnice. Verificate sunt punctele periculoase create de eroziunile de mal. Zonele critice la formarea blocajelor cu aglomerări de ghesuri, precum și stocurile de materiale și de mijloace de apărare împotriva revărsărilor de apă. Mai noi suntem din ciclul ăla tot pățitul priceput. Și mi se pare normal. Peste noi a fost necazul, să sperăm că ne va ocoli, dar evident că lucrul ăsta este destul de greu de realizat. Parcări de reședință supraetajate, municipiul Suceava. Wow, nu? Deci ar spune, wow, în perspectivă. O să. În aceste parcări, accesul va fi permis pe bază de abonament. Adică o să dau bani? Nu ne mai interesează. Măsura apare într-un document oficial, deci pe hârtie. Așa că e bun. E un pas înainte. Măsura apare într-un document oficial privind crearea unui sistem unic de gestionare a parcărilor din municipiul reședință de județ. Și scubea aia, ca cu sensurile unice. Îmi sare lumea în cap. Hai să nu mai facem acum, că e greu. Nu. Păi se supără X, se supără Y, se supără cei care nu stau în Suceava, că au de mers. Păi eu, ca să ajungă acolo, trebuie să schimb traseul. Serios, și... Mă interesează foarte mult cei care tranzitează Suceava, dar mă interesează mai mult sucevenii, nu? Adică, în cazul de față, așa trebuie gândite lucrurile. E că eu, ca administrație locală, trebuie să mă gândesc să, sau ca administrație în general, trebuie să mă gândesc să scot, adică să lărgesc orizontul, da? Nu să pun în același loc toate lucrurile. Exact chestia aia, când îndești în dulap și tot pui. Și pui acolo și lenjeria intimă și tricourile și geaca. Și ca să scoți una din ele, îți dărâmă toate. Dacă le separăm, le punem de așa manieră încât să fie bine transportul public cu banda lui, faci în loc de două benzi, trei benzi pe un sens. Dispare celălalt sens. Sorry. Mai scoatem cu șoseaua de centură, dai afară, în afara orașului, autoturismele mari, transportul greu, da? De ce nu și autoturismele? Că mulți care ar vrea doar să ajungă în partea aia s-ar bucura. Dar, bun, poate fi și asta o strategie de păstrare a turiștilor în municipiul Suceava, că am văzut că și asta e o temă, nu? Că trebuie să-i păstrăm cât mai mult în orașul Suceava. Da, dar nu cu forța. Să ne înțelegem. Ordin de începere a lucrărilor pentru introducerea gazelor naturale în Burdujen, sat și cartierul Tineretului. Bă, fraților, eu vă spun sincer, eu m-am cam săturat de când citesc știrea asta. Cred că s-a înființat televiziunea de când discutam de trasul gazului în Burdujen, sat. Ce mai era? De se vorbea deja înainte de a se înființa această televiziune, da? Și atât de câți ani au trecut și așa și până la urmă, uite că se poate, uite că... Nu că n-ar fi fost bani, nu că n-ar fi fost bunăvoință din partea unora. Nu. Nu. E vorba de legislație. E vorba de legislație care nu e în acord cu realitatea. Care legislație, înainte vreme, era, e ceea tău, e a nostru, nu? Cum era aia? E bunul întregului popor? Ok. Îți trăgeai gaz? Venea firma autorizată, și vorbesc asta în perioada modernă, da? Venea firma autorizată, tu plăteai banul frumos, cinstit și așa, și a doua zi după ce, sau când îți tragi curent la casă, da? Plătești tu stâlpi, sârmă, tot ce vrei, montaj, toate alea, vine la urmă, îți dă drumul la curent, cine îți dădea drumul la curent, și intra în proprietatea ălora, cum se numeau ei la Conel, Enel, sau ce mai, intra în posesia lor. Era proprietatea lor. Da, ok. Banii care ți recuperai, nu ți recuperai vreodată de la ei. N-am auzit de așa ceva.
Nu, adică, băi, știi, ai făcut lucrarea asta, da, într-adevăr, face 2 lei, uite, scad 2 lei din factura la gaz. Deși niciodată n-a fost 2 lei, a fost de ordinul zecilor de milioane. Nu. Tu îți luai banii de la următorii care beneficiau de țeava pe care ai tras-o tu. Dacă tu erai prima casă aici, trăgeai țeava de gaz până aici și te costa 100 de milioane branșamentul, după aia, dacă se racordau încă 10 după tine, ce era la comun, adică 100 aia de milioane, se împărțea la 10 și fiecare îți dădea câte milioane se cuveneau. De acolo, infrastructura, evident, fiecare și-o plătea separat. Știți foarte bine, mai bine de jumate din populația Sucevei cu centrală termică și știe exact care e povestea. Ei, acest sistem nu se putea aplica pentru că primăria ar fi trebuit să dea, că între timp s-au privatizat răia și făceau investiții și le dădea moca la aia, nu? Ei, legea te judeca dacă făcea așa ceva și atâta vreme s-a întârziat cu toată povestea asta, sau cel puțin asta am înțeles eu. Și au trecut ani, între timp s-a rezolvat cu legea, nu mai avem firme care să mai facă. A mai durat nu știu cât licitația. Ei, uite, acum a trecut. S-a dat și ordinul pentru, de începerea lucrărilor pentru introducerea gazelor. Acum o să fie încoștire mai încolo. Au pornit lucrările. După care, slavă Domnului, nu știu în cât timp s-ar putea face chestia asta, dar, domne, s-a finalizat această lucrare. Hai că mai mult de 2 ani de zile nu cred că are cum să dureze, drept pentru care s-ar putea să mai fie încă vreo 2 știri pe tema asta în următorii 2 ani de zile. Între timp a apărut și monitorul de Suceava de obiectiv de Suceava de astăzi. Bineînțeles, cazul celei mai mari grădinițe cu program prelungit din Suceava, care a fost închisă din cauza meningitei, este prezentat în deschidere. Tot în deschidere, o mamă disperată imploră statul să-i salveze copilul de la moarte. De la începutul acestui an, femeia a făcut un apel public în care solicită ajutor pentru salvarea copilului ei, simțind că nu mai poate face nimic și că a epuizat toate posibilitățile. Dispina Micuțaru din Poiana Micului a trimis acum o scrisoare deschisă ministrului sănătății în care o roagă pe Sorina Pintea să aprobe transplantul pulmonar al fiicei sale. Viața micuței de 8 ani depinde de această intervenție. Cu toate aprobările în mână, copilul a fost refuzat în 2017 de clinica AKH din Viena, pentru că medicii de acolo efectuaseră deja 5 operații pe an convenite cu Ministerul Român al Sănătății. Clinica austriacă i-a sugerat mamei să solicite ajutor Ministerului din România să înscrie fetița pentru operație în 2018. No comment, un comando, trimitem acolo la AKH, băi, luați și așa la caz. Luați și așa, plătim noi. Să sperăm că vor fi făcute toate diligențele așa cum trebuie, astfel încât viața micuței să fie salvată. Vom sta numai în vacanțe. 2 curse charter de la Suceava spre Hurghada începând de anul viitor. Ce final? Ce final, mă? Final. Da, deci vom sta numai în vacanțe. 2 curse charter de la Suceava spre Hurghada, începând de anul viitor. Serios, dacă sunt cursele astea, să mergem și noi în concediu. Mai trebuie și bani. Da, am înțeles, știu, s-au mărit exponențial salariile în zona de la stat. De stat. Da, stați numai în vacanțe, oameni buni. Rămânem noi să muncim pe aici. Pesta porcină africană confirmată într-o gospodărie dintr-un județ învecinat cu Suceava. Au, asta doare. Nu s-a mai vorbit de ceva vreme și nu e în regulă, să vedem cât de învecinat e. Cât de învecinată e pesta porcină cu județul Maramu. Aha. Deci a fost notificată luni de existența unei suspiciuni de pestă porcină africană. Da. O gospodărie din localitatea Ieud. Ups, mama, e o mică problemă asta, pentru că, fie vorba între noi, nu, cred că ne-ar prinde nou aici, în Bucovina, bine sărbătorile fără cărniță de porc, nu? Ups, atenție mare! Iar
colegilor mei, ăsta era din platou, ăla la butoane, nu, că în dimineața asta vrea să mă tai, e nervos. Vă mulțumesc mult pentru colaborare, dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit. Până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să se îndeplinească.